Carmen de la Sălciu a declarat că și-a dorit dintotdeauna să facă un concert de colinde și în perioada sărbătorilor și aștepta cu nerăbdare acest moment. Plănuia să meargă în diverse zone ale țării, nu doar în zona Ardealului. Din păcate, nu toate țin de noi. Nu vă întristați! Au fost niște neînțelegeri care, din păcate, nu au avut o rezolvare. În viață se întâmplă toate cum sunt rânduite. Anumite lucruri se întâmplă, altele nu. Până la Crăciun mă veți vedea și colindând. Voi posta curând afișe cu evenimente publice. Nu e vorba doar de hateul care se vede, e vorba și de hateul care nu se vede. Până acum nu prea am băgat în seamă hateul. Dar un mesaj care mi-a tras atenția. Și cred că după mesajul ăsta am început să înțeleg că unii oameni chiar nu sunt bine sufletește. Mi-a scris cineva că era frumoasă poza dacă era și un dinozaur acolo. Unii chiar nu mai dețin rațiunea. Nu ai cum să te legi de o poză așa. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că am o carieră de peste 13 ani de zile, iar în cariera asta, singurul care m-a ajutat a fost Dumnezeu. A declarat Carmen de la Sălcioa la Antena Stars. Artista Carmen de la Sălcioa, fosta soție a lui Culiță Sterp și Marian Corcheș s-au căsătorit pe 11 octombrie în secret, după ce la începutul lunii septembrie au anunțat că au amânat nunta. Interpreta de muzică populară a făcut primele declarații și a publicat pe contul de socializare imagini cu ea și cel care i-a devenit soț. Am vrut să fie un moment al nostru, doar noi și Dumnezeu și nașii. Vom face cununia religioasă acum. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.